Trupul tranșat al unei femei a fost aruncat în apropierea autostrăzii București-Pitești. Există bănuiala că ar fi fost ucisă de niște proxeneți. O explozie puternică i-a speriat pe locuitorii din zona Constanței. Autoritățile au transmis că a fost o detonare controlată în poligonul Midia. Și România ar putea intra pe deplin în Schengen până la finalul anului, promit mai mulți lideri socialiști europeni prezenți la București. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri! Moarte cu multe semne de întrebare în Dâmbovița. Trupul secționat al unei femei a fost descoperit pe marginea autostrăzii A1 de o echipă de muncitori. Unul dintre ei a zărit o bucată dintr-un picior, iar polițiștii chemați la fața locului au găsit și restul. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Muncitorii au oprit pe breteaua de ieșire a autostrăzii A1 în zona localității Olteni, din Dâmbovița, ca să schimbe o butelie de gaz. Șoferul a observat un picior de om pe o arătură. Am mers până acolo și am zis, bă, hai să mergem de aici, că într-adevăr e un picior. Am urcat în mașină, am mers la poliție, am relatat cele spuse, am mers la fața locului, le-am arătat ceea ce le-am spus dânșilor. După Adidas și asta am constatat, că era un picior mic și am considerat că este o femeie. Cât de aproape era de drum? Câțiva metri, 2-3 metri. La fața locului au venit peste 40 de criminaliști și polițiști de la investigații criminale și câinii de urmă. Cadavrul, care ar aparține unei femei, era pus în doi saci de plastic în această zonă foarte aproape de marginea drumului. Surse din poliție spun că trupul era dezmembrat, iar bucăți din acesta au fost găsite la câteva zeci de metri distanță sub un pod. De altfel, oamenii legii au fost nevoiți să revină la fața locului pentru a recupera fragmentele osoase împrăștiate cel mai probabil de animale. Era într-un sac de folie, după un sac de rafie și peste acel sac erau puse crenci. În cursul zilei de astăzi am primit informația că s-a găsit încă o mână și un picior. Nu este de la noi și din surse, tot din surse, să spun externe, ar putea fi din județul Argeș. Surse din poliție spun că victima ar fi o femeie de peste 30 de ani care practica prostituția. A fost ucisă zilele trecute, posibil de cei care o obligau să se prostitueze. Surse din poliție spun că femeia nu ar fi fost ucisă aici, iar suspectul doar i-ar fi abandonat cadavrul într-o zonă pe care el o considera a fi izolată, la kilometrul 64 de pe autostrada A1 București-Pitești. Pe acest traseu există însă și câteva camere de supraveghere, lucru pe care individul nu l-a luat în considerare, iar polițiștii au ridicat acum imaginile și le analizează. Trupul femeii a fost transportat la Institutul de Medicină Legală. Incendiu devastator pe litoral. Un restaurant situat foarte aproape de plaja sălbatică din Corbu a fost distrus în totalitate. În complexul turistic se aflau două persoane care au scăpat cu viață. Pompieri au lichidat focul, atent și la un rezervor GPL aflat în zonă. În restaurant erau două persoane în momentul în care au izbucnit flăcările. În zonă sunt și câteva case și un camping de rulote. Speriați, oamenii au ieșit să vadă ce se întâmplă. Imaginile surprinse de o dronă arată amploarea dezastrului. A început de sus, într-o parte, am sunat la pompieri. V-ați speriat? Da, normal ne-am speriat. A luat foc totul, practic. Da, nu se vede, totul a luat foc, da. La fața locului au ajuns 6 autospeciale ale pompierilor de la ISU Dobrogea, dar și ambulanțe SMURD. Doi bărbați de 45 și 72 de ani, aflați înăuntru, prieteni cu patronul complexului, au reușit să se salveze. Au suferit atacuri de panică și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Incendiul a distrus întregul complex de 1000 de metri pătrați, mai ales că terasa era construită din lemn. A fost suprafața foarte mare, am avut și un GPL în spate care a trebuit să-l protejăm și materialele lemnoase care erau foarte periculoase pentru a se extinde incendiul mai departe. Am găsit butelii, recipiente de oxigen, le-am scos din incendiu. E dezastru ce e aici. E dezastru. Venea multă lume aici? Venea lumea vara aici, era plin. De curând, restaurantul Kerhana își anunțase deschiderea. Turiștii erau așteptați cu scrumbie pe plită și ciorbă pescărească. Era făcută totul să-i dau drum. Era și marfă luată acolo. Chiar nu pot să știu acum despre ce cauză este vorba. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului ar fi un scurt circuit. Tot pe litoral, mai mulți oameni au sunat la 112 după ce o bubuitură puternică s-a auzit în orașul Constanța. Autoritățile au transmis că a fost o detonare controlată în poligonul de la Capul Midia.
însă nimeni nu a confirmat oficial dacă evenimentul este legat de distrugerea dronei marine, recuperată acum 3 zile din mare și care ar fi conținut echipamente explozive. Locuitorii din Constanța, dar și cei din așezările învecinate, s-au speriat când au auzit o bubuitură puternică. Au sărit mesele în sus, efectiv, și ne-am speriat foarte tare. Noi suntem obișnuiți, în general, în zonă cu trageri de la unitate militară, dar asta a fost ceva mult mai puternic. Nu s-a comparat cu nimic din ce am mai trăit. S-a simțit ca o bombă lângă noi. A avut o undă de șoc puternică și s-a simțit foarte tare. S-a auzit bubuitura, s-a ridicat ciuperca aia deasupra aici, în poligonul unde au detonat-o, da? Sperietura a fost foarte mare. Bubuitura aia groaznică, înfiorătoare și, vreau, sunetul s-a tot auzit în valuri cum ar veni. Panicați, oamenii au început să sune la 112 pentru că nu știau ce se întâmplă. Câteva ore mai târziu, autoritățile au venit cu explicații. În poligonul de la Capu Midia a avut loc o detonare. A fost vorba despre un eveniment controlat, nu a fost o situație de urgență, iar populația nu a fost afectată. Despre ce s-a detonat însă, mister total. Într-un comunicat, MAPN a transmis că vineri seară, la ora 18:24, aici, la poligonul de trageri antiaeriene de la Capu Midia, a avut loc o detonare controlată, executată de specialiști ai SRI și ai Ministerului Apărării. Autoritățile nu au spus până acum dacă au distrus ambarcațiunea transformată în dronă marină și găsită la Tuzla și adusă în portul Constanța. Despre șalupa militară, a cărei proveniență nu a fost confirmată, existau bănuieli că ar conține materiale explozive. Un reprezentant al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a încercat să spună de ce barca a fost adusă în mijlocul a 10 de nave încărcate cu combustibil. Câte ore a stat aici în portul Constanța această embarcațiune? Din data de 3 până pe data de 4, când a fost remorcată din port. La prima vedere, v-ați fi așteptat să fie dispozitive explozive pe această șalupă? Nu, la prima vedere nu s-a considerat că există dispozitive explosive. La orice barcă vin pirotehniștii SRI? Nu, bineînțeles, nu la orice barcă. Ministerul Apărării a transmis că ambarcațiunea, un vehicul marin fără pilot, a fost transportată într-o zonă de siguranță de la Capu Midia. Un chirurg din Craiova, căruia judecătorii au suspendat dreptul de a mai profesa, este cercetat din nou după ce ar fi efectuat o bronhoscopie într-o clinică privată. Pacienta, o femeie de 52 de ani din Caracal, a ajuns după procedură la spital în stop cardiorespirator, soțin medicii, și se află în stare critică. Chirurgul judecat pentru ucidere din culpă în urma unor fapte similare se află sub control judiciar. Bărbatul a fost director al Spitalului Județean de Urgență din Craiova. La o săptămână de la aderarea la Schengen pe cale maritimă și aeriană, România primește vestea că ar putea intra pe deplin în spațiul de liberă circulație până la finalul anului. Promisiunea vine din partea mai multor lideri socialiști europeni prezenți în acest weekend la București. La Congresul Liderilor Partidului Socialiștilor Europene a ajuns și cancelarul Germaniei, Olaf Scholz. Înainte de întâlnirea liderilor socialiști europeni, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a discutat la Palatul Victoria cu premierul Ciolacu. Cei doi apar zâmbind într-o fotografie, iar cancelarul i-a dăruit lui Ciolacu mingea oficială de la campionatul european care se va desfășura în iunie. La scurt timp au ajuns amândoi la Palatul Parlamentului, unde are loc Congresul Socialiștilor Europeni. Este o plăcere să mă aflu aici în București. Prietenii din PSD, ați trecut prin vremuri dificile, dar aceasta nu v-a oprit să luați decizii în baza unui simț al responsabilității față de țara dumneavoastră. Mărirea pensiilor, reducerea impozitelor pentru cei cu venituri mici, sprijin pentru familiile cu copii și creșterea salariului minim. Partidul Social Democrat continuă să facă echipă cu socialdemocrații europeni pentru o Uniune Europeană care să redevină motorul dezvoltării și bunăstării pentru cetățenii săi. La întâlnirea socialiștilor europeni a participat și comisarul european pentru muncă, Nicolas Schmidt, care spune că România a făcut pași importanți pentru aderarea la spațiul Schengen, inclusiv cu granițele terestre. I hope that we can manage this in a very short time now, because Romania has done a lot to secure its borders, and there have been a lot of studies coming to Romania which have shown that Romania is absolutely at the right level on securing its borders. So I would say as soon as possible, which means still under this mandate of this commission.
Desemnat candidatul pentru președinția Comisiei Europene din partea Partidului Socialist European, comisarul european din Luxemburg, Nicolas Schmidt, are 70 de ani. Schmidt a ajutat România să elimine din Planul Național de Redresare și Reziliență plafonul de cheltuieli pentru pensii. Calea Victoriei este din nou a pietonilor în weekend. Timp de 7 luni, cât vremea va fi bună pentru plimbări și activități în aer liber, vestita arteră din București se va transforma în fiecare sfârșit de săptămână într-un colorat loc de promenadă. În anii precedenți, milioane de oameni au luat la pas Calea Victoriei. Vremea bună a făcut ca una dintre cele mai frumoase artere din București să devină pietonală mai devreme cu o lună decât în alți ani. Mii de oameni au ieșit la plimbare. Așa va arăta în următoarele 7 luni Calea Victoriei, în fiecare weekend, plină ochi de oameni. Cum edițiile precedente au fost de un real succes, numai anul trecut peste 1 milion de oameni s-au plimbat pe aici în fiecare weekend. Organizatorii au pregătit o mulțime de evenimente și pentru anul acesta. În mijlocul străzii, în fiecare weekend, vor fi organizate spectacole de teatru, concerte în aer liber, ateliere și expoziții. Ce-i un microfon, a? Ia, facem cu mâna la cameră? Am profitat că e soare și că s-a deschis acum în Calea Victoriei și pentru cea mică să facă puțină mișcare, că e importantă. Să-l ne vadă și pe noi soarele, în primul rând, că nu ne-am mai văzut de mult. În familie, da, am ieșit și am zis să profităm de ziua asta frumoasă. Era și păcat să stăm în casă. Cele mai lungi cozi au fost la Înghețată. Ce înghețată mănânci tu acolo? Capșun. Și la guriță de ce ești murdară de ciocolată? Ai luat și ciocolată de la mami? Da. Mama nu mă lasă cu 2 arome. Și a trebuit să alegi doar una? Da. Dar ce ai mai fi vrut pe lângă copșuni? Am mai vrut vanilie. La terase, oamenii au avut nevoie de noroc ca să prindă o masă liberă. Vestea bună este că și în acest an proiectul va fi extins în mai multe cartiere ale Bucureștiului, acolo unde unele artere aglomerate vor fi închise în weekenduri pentru mașini și deschise publicului. Circulația pe Calea Victoriei va fi blocată în fiecare sâmbătă și duminică de la 10 dimineața la 10 seara până la jumătatea lunii octombrie. Și la munte, oamenii au avut o zi reușită. Cei din zona Brașovului au plecat dimineață spre spațiile amenajate pentru grătare, să fie siguri că prind loc. Alții s-au răsfățat cu clătite proaspete de la festival, în timp ce satele Săsești din Sibiu au deschis sezonul turistic de primăvară. Spațiile special amenajate pentru grătar au fost pline în jurul Brașovului. Se aglomerează de la 8. Așa e zonă foarte căutată. Mâncăm un pic de băut, facem un grătar, ceafă, mici, un pic de bere, o țuică. Cu prietenii și cu familia. Văd că faci treabă. Păi nu, dacă sunt sărbătorit, asta înseamnă că mă scutește de treabă. Am început cu legumele și după o să fie multă carne. Abia a ieșit soarele, deci va fi perfect. Alții au făcut o plimbare la festivalul clătitelor din Prejmer. Unii au preferat clătitele de post. Sunt făcute cu lapte de soia, cele cu rabarbar, cele cu afine au mers foarte bine. Am luat clătite cu dulceață de liliac, care n-am mâncat până acum și da, eram curioasă. Cu zmeură și cu piersici. Sunt cu suc de roșii, cu suc de sfeclă de roșie clătite, sunt cu brânză și cu varză. Pentru o clătită, oamenii plătesc în jur de 10 lei. Odată cu vremea bună s-a deschis și sezonul turistic și în satele Săsești din Transilvania. În localitatea Alma Vii, gospodinele i-au așteptat pe oaspeți cu un prânz gustos. Un sos de roșii, cum făcea bunica mea, cu chiftele de vită și un piure de cartofi. Cei care vor să stea mai multe zile în aceste locuri se pot caza și în case Săsești renovate. Prețurile încep de la 125 de lei pentru o noapte și pot ajunge până la 400 de lei cu mic dejun inclus. Vă invităm acum la o plimbare într-un decor splendid pe un minunat tărâm plin de lalele. Inspirat parcă din peisajele olandeze, în zona Munteniei, găsim un câmp nemărginit de lalele. Sunt sute de soiuri în toate culorile și formele, iar doritorii care vin să se bucure de spectacolul lor și în următoarele săptămâni pot pleca acasă cu un braț de flori. Suntem la mai puțin de 100 de kilometri de capitală, între județele Argeș și Dâmbovița, la Pătroaia Deal. Aici, pe 30.000 de metri pătrați de câmp, înfloresc sub razele soarelui 600 de soiuri de lalele. Este îndrăgostit de flori și de plimbările în natură și așa că am ales să-l aducem și pe el să vadă cum arată o fermă de lalele. Prima dată și pentru noi și pentru Spicy.
Sunt atât de multe și varietăți, atât de multe cum nu am văzut până acum, mi se par ireale. Parcă nu mă satur, e și mireasma asta și culorile, totul este superb. Cred că am sute de poze făcute și cu camera și cu telefonul. Cei 1,5 milioane de bulbi au fost plantați automatizat. Acum 3 ani am plantat la noi în curte, la o intersecție de străzi, așa, cred că vreo 1000 de bulbi, nu știu, o grădiniță mică, da. Și oamenii veneau să oprească la gard, să se uite, să admire și atunci am zis, ok, bine, de ce nu? Nu toată lumea poate să meargă în Olanda să vadă expoziția. Totul s-a plantat în 4 săptămâni. 4 săptămâni automatizat. Sunt 30.000 de metri pătrați de flori, fiecare are numele ei. Oricine știe la ce se uită. Sunt niște specimene mai rare care nu se întâlnesc în florării, de exemplu aceasta. Sunt altele pe care nu le vezi la culoare. Mov așa pal n-am văzut niciodată în nicio florărie. Mi-am dorit foarte mult să ajung la Keukenhof în Olanda și încă n-am ajuns, așa că sunt la Keukenhof din România. Festivalul Lalelelor ține până pe 12 mai. Un bilet costă 30 de lei, iar iubitorii de flori pot lua și acasă tot contra cost. România ocupă un loc rușinos și la capitolul recuperare fizică. Există locuri în care s-ar putea face, dar clădirile sunt abandonate din cauza unor funcționari incompetenți. Și mai gravă este situația în cazul reabilitării persoanelor care consumă droguri. Există o singură clinică acreditată de statul român să facă o astfel de terapie. Este privată. Asta deși crește alarmant numărul consumatorilor de droguri. Întreaga poveste într-o nouă ediție a emisiunii România te iubesc. Dacă tragi... Dar în spital. Și aici. În această clădire, din care bucăți de pereți se prăbușesc, funcționează Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă. Aproape 6.000 de pacienți sunt internați în fiecare an aici. Pentru recuperarea lor, locul e dotat cu bazine de not, care nu au fost gândite însă și cu rampă de acces, așa că stau acoperite cu placaj de aproape 20 de ani. Tot așa niște pentru persoane cu dizabilități să meargă să facă un pentru reeducarea mersului. Și pe unde să coboare? Duminică la România te iubesc îi cunoaștem pe cei care sunt vinovați pentru lipsurile de aici. Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii, este unul dintre ei. Adică vreau să spun că nu arată nici chiar așa de grav, domnul Dima, înțelegeți? Este veche, așa se poate întâmpla orice, la oricând. Da, de pe o masă, acolo. Acolo, de pe o masă, și de asta foarte veche. Asta. Exact. Da. În iulie nu avem bani de investiții. Aici e baza de tratament Steaua de Mare. Ajungem și la malul mării. Imaginați-vă că aici se vorbeau toate limbile pământului. Mi-am venit să plâng acum. Aici veneau la tratament 1000 de oameni pe zi. Nu mai ajung de an bun și pe nimeni nu interesează de soarta acestor comori. Aici avem o clădire din proprietatea județului Harghita, care a fost dat în anul 2006 în administrarea Agenției Naționale Antidrog. Orașul Bălan, Harghita. În această clădire ar fi trebuit să funcționeze o comunitate terapeutică pentru reabilitarea consumatorilor de droguri. Clădirea din Bălan e goală și se dărâmă. Despre necesitatea unor astfel de centre se discută în România de mai bine de 20 de ani. Până acum nu s-a întâmplat. Asta în condițiile în care crește numărul consumatorilor și scade vârsta de la care tinerii se apucă de droguri. La sfârșit de așa am început. Da, în fiecare an încep copiii și mai mici și mai mici să consume droguri. Multe milioane de lei a aruncat statul român în centrele pentru comunități terapeutice, degeaba. Autoritățile își împachetează neputința și incompetența în secretomanie. Peste tot sunt semne care avertizează că acest centru nu trebuie să fie fotografiat. Dincolo de multele milioane de lei care au fost aruncate aici, în acest loc se puteau salva vieți, dar nu s-a întâmplat. Hai că vine paza. Duminică ajungem și la Spitalul de Psihiatrie din Voila. Din păcate, până în prezent, România nu a avut niciun centru de tratament specific al dependenței de droguri la minori. De nenumărate ori, eu și colegii mei am fost în situația de a le spune părinților, așteptați să facă 18 ani și abia apoi îl putem găsi un loc la adulți. Spitalul Voila își schimbă fața cu bani din donații. Ce e de făcut? Unde își pot găsi leac oamenii cu adicții? Ce ar trebui să facă autoritățile? Sunt întrebări la care răspundem duminică la România te iubesc.
Mexicul a întrerupt toate legăturile diplomatice cu Ecuadorul după ce poliția a luat cu asalt ambasada mexicană din Quito pentru a aresta un fost vicepreședinte ecuadorian, Jorge Glass, refugiat acolo. Delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. Fost vicepreședinte ecuadorian între 2013 și 2017, Glass s-a refugiat în ambasada mexicană în decembrie după ce Ecuadorul a emis un mandat de arestare împotriva sa pentru presupuse fapte de corupție. În 2017, Glass a fost condamnat la 6 ani de închisoare, acuzat că a luat 13,5 milioane de dolari mită. Când a fost eliberat, autoritățile ecuadoriene au emis un alt mandat de arestare pe numele său, fapt care l-a determinat pe Glass să caute refugiu în ambasada mexicană. Mexicul a anunțat că i-a acordat azil politic, dar Ecuadorul spune că nu va permite ca un infractor să rămână liber. Cel puțin 6 oameni au fost uciși și 10 răniți într-un atac al rușilor cu peste 30 de drone și rachete de croazieră asupra orașului ucrainean Harkov. Este cel mai mare oraș din apropierea graniței de est cu Rusia. Atacurile s-au intensificat în ultimele săptămâni și sunt temeri că orașul ar putea fi vizat de o nouă ofensivă a rușilor. Вчора була одна із наймасовіших атак безпілотників на Харків. Щонайменше півтора десятки шахедів запустили росіяни на місто. Dar și 6 rachete de croazieră. Chiar dacă cele mai multe au fost interceptate de apărarea antiaeriană, au fost lovite mai multe clădiri. Стекла повибивало, все окна все повибивало. Вот, наверное, начиная после 4-го этажа и до 9-го. Ось такий вигляд має квартира на 10-му поверсі, яка вчора опинилася в епіцентрі влучання ворожого безпілотника. Як бачите, замість частини квартири просто діра. Harkov se află la numai 40 de kilometri de granița cu Rusia și, pentru că este atât de aproape, este foarte dificil pentru apărarea antiaeriană ucraineană să intercepteze rachetele lansate asupra orașului. Pentru a le permite copiilor să meargă la școală, cât de cât în siguranță, într-un oraș mereu sub amenințarea raidurilor aeriene, în 5 stații de metrou din Harkov, au fost amenajate săli de clasă permanente și peste 2000 de elevi învață la școala de la metrou în 27 de săli de clasă din subteran. Я тут навчаюсь тому, що війна і родителі бояться мене оставляти дома одні, тому що вони виходять на роботу, їм удобніше мене сюди віддавати, тому що тут в школі я тут в безпеці, і тут в метро тут тихо. O mină poate fi ascunsă unde te aștepți cel mai puțin, scrie pe acest poster semnal amenințării permanente de la începutul războiului. Însă, chiar și atunci când la Harkov sunt opriri de curent programate ca măsură pentru protejarea sistemului energetic atacat de ruși, școala de la metrou funcționează fără întrerupere. Acuzații grave vizează casa de mod Armani. O companie descrisă ca ramură industrială a brandului de lux Giorgio Armani Operations a fost plasată sub administrare judiciară timp de un an pentru exploatarea angajaților, ceea ce înseamnă că va funcționa, dar sub conducerea unui administrator numit de instanță. Potrivit tribunalului din Milano, Giorgio Armani Operations a externalizat producția de genți, curele și accesorii din piele către 2 firme, care, la rândul lor, au subcontractat operațiunile către 4 companii chineze. Iar inspectorii de la Protecția Muncii au verificat fabrici din Milano și din Bergamo și au descoperit că muncitorii erau ținuți în condiții îngrozitoare. Angajații, mulți fără forme legale, făceau 10 ore pe zi, în unele cazuri 7 zile pe săptămână. Dormeau și mâncau în spațiul în care lucrau. În plus, ancheta a scos la iveală faptul că oamenii erau plătiți cu 93 de euro pentru o geantă vândută ulterior pentru aproape 1800 de euro. Fabricile respective au fost închise, iar proprietarii chinezi amendați cu 145.000 de euro. Cel mai activ vulcan al Europei, Etna, a luat o pauză la erupții, dar pufăie rotocoale de fum. Aceste spectaculoase inele sunt denumite vortexuri vulcanice inelare, un fenomen destul de rar, care apare când gazele și vaporii sunt eliberați rapid printr-un crater de o anumită formă. Iar Etna a suflat rotocoalele printr-un crater nou apărut în partea de sus a vulcanului din Sicilia.
Dincolo de spectacolul oferit de Muntele Vulcanic, nu au fost semnalate probleme în satele de la Poale sau pe aeroportul din Catania, adesea închis în cazul unei erupții majore. Mișca, o cățelușă dispărută în California în urmă cu 9 luni, a fost găsită în mod miraculos, tocmai în Michigan, la aproape 3800 de kilometri depărtare. Bucuria ei când și-a regăsit stăpânii a fost neprețuită. În iulie anul trecut, Mișca, o cățelușă terier de talie mică, a dispărut din casa familiei sale din San Diego, California, în apropiere de granița cu Mexicul. Și a fost găsită în urmă cu câteva zile într-o suburbie a orașului Detroit, din Michigan, la granița cu Canada. Cumva, în ultimele vreo 9 luni, a străbătut America în diagonală, pe o distanță de aproape 3800 de kilometri. Poliția locală a primit un apel care semnala prezența unui câine fără stăpân rătăcind prin zonă. Patrupedul a fost prins, iar agenții au luat legătura cu un adăpost pentru protecția animalelor. The first thing we did was scan her for a microchip and we had a bingo. She had a microchip. We then called the microchip company and learned that she was registered to a family living in San Diego, California. Era chiar Mișca cea dispărută astăvară. The wife answered the phone and started screaming and getting all excited and emotional, and we learned that the dog had been missing for 7 or 8 months. Erau zilele libere de Paște și stăpânii tocmai plecau într-o călătorie cu avionul la rudele lor din Minnesota, când au primit incredibila veste. Au aterizat la destinația prevăzută, dar au continuat un drum de 10 ore cu mașina pentru o reîntâlnire emoționantă cu mult iubita lor Mișca. Sunt tare curioși să afle cum a ajuns cățelușa din San Diego tocmai în Michigan. Only Mișca can tell us that.